Mihaela, bine te-am găsit. Bună ziua! Vreau să te întreb, la ce vârstă tu ai născut pentru prima dată? Primul copil l-a născut la 16 ani, așa. În 2012. 15-16 ani, da? De ce atât de devreme? Cum spune, eu am învățat la școală. Uh-huh. Noi, cum mama ne-a luat documentele, că... spun că la noi bunica era bolnavă, mama ei era bolnavă. Trebuia de ajutat pe dânsa și trebuia să rămân până în clasele a noua și din cauza la asta e minimul luat, că trebuia acolo ajutor. Și pe urmă după asta noi ne-am dus, ne-am făcut cunoștință cu un băiat acolo. La școală sau nu, unde? În sat. Într-un sat, da? Da. Și în 2012, cum spune, noi am făcut cunoștință, ne-am plimbat, ne-am distrat una alta. S-a primit ea ca fica, Cristina. Ce vârstă are fica acum? Fica acum are 11 ani. Mm-hmm. Are. Dar tu i-ai povestit mamei, cuti, tu la 15-16 ani erai deja însărcinat. I-ai povestit mamei că... Da, și mama cum știe. Știa? Da. Și cum a reacționat? Știa. Nu încercați să te ducă să faci avort? Nu. Mama taman era bucuroasă că are nepoței. Dar tu ți-ai dorit atât de vreme să devii mamă? Nu, cum spune că s-o să prânez. Dar băiatul care era tatăl fiicii tale, el și-a asumat responsabilitatea? Da. El a vrut da. să fii cu tine împreună? Da. Și sunteți și acum împreună? Acum nu. Da, câți ani ați fost împreună? Noi am fost din 2012 până în 2016. Un an? Da. Și de ce ați divorțat? De ce v-ați despărțit? Noi ne-am despărțit din cauza că el, cum spunem, bla cu domnișoară, adică se întâlnea cu dânsa. Mm-hmm. Din 2012, când la noi Cristina s-a născut, el, cum spune, vine o doamnă la noi, tata lucra aici la stroica asta, care magazinul ăsta se construia numărul 1, care la noi din ogradă. Și după ce tata i-a spus unde noi înlocuiem și eu a fost la noi aici, Eliana, o cheam pe dânsa. Și eu a fost la noi. Și... Tu cumva l-ai prins cu el? Da, l-am prins pe dâns, cu dânsa. El, cum spun, venea să sară de la serviciu obosită și ei era la mine și îi spun că nu se poate să vii aici, că copilul nu-i botezat, dacă tu ai... Am înțeles. Și voi ați hotărât ca să vă despărțiți, da? Nu prea. Și noi când... Scuze-mă că te întreb, dar el ce vârstă avea? El avea 30. Tu aveai... adică 16 ani aproximativ și el 30 de ani. Da. Și pe tine nu te-a speriat vârsta asta? Nu. Diferența asta de vârstă? Nu. El deja era un bărbat matur, tu erai un copil, nici majoratul nu-l aveai. Nu te-a speriat lucrul ăsta? Nu. Dar tatăl tău cum a reacționat? Tata, cum spune că a reacționat foarte bine, el a văzut că el e om bun, adică, dar la urmă, după azi, când a văzut că el îmblă după dânsa, după domnișoara dată și eu prins pe dânsă vecinii, cum ne-a spus ea că tata erau împreună, da, ca să erau nu mai dăm împreună, detalii făceau, aveau relații am prin... înțeles, da. Dar al doilea copil, la ce vârstă tu l-ai născut? La în 2013. Tu ce vârstă aveai atunci? În 2013 am avut 19 și ești cu alt bărbat, da? A fost? Nu, tot cu Aista. Cu Aista trei copii. Cu el trei copii? Cristina... Păi dacă el a fost cu altă femeie, de ce ai mai născut de la el? El, cum spune, a vrut să întoarcă la mine înapoi și s-a întors. Văd că el cu dânsă mâna să aibă legătura. S-a cerut iertare de la tine. S-a cerut iertare și... Astea, nu, a dezlegat legătura cu dânsa. După aceea am botezat iar a doua fată, iar a apărut el la noi aici. La Sofia am făcut ziua de naștere. Am înțeles. Simt, te rog, tu, al treilea copil, la ce vârstă l-ai născut? În 2016. Ce vârstă aveai atunci? 20.
21, așa. Așa, aproximativ peste un an și jumătate, da? Da, da. De ce atât de repede? Ți-era frică că nu o să reușești să faci copii sau? Cam așa. Dar bărbatul ăsta cu care ai fost împreună, el își dorea așa de mulți copii? Da, el singur ne-a spus chiar că eu vreau un băiețel mititel, care să-l țină în brațe. Dar el era responsabil, el îți aducea bani în casă, întreținea familia, copiii? Da. El cu ce se ocupa? El lucra la construcții, la firma Bas Construct. Mhm. Dar acum el e în funcția de... Nu contează în ce funcție, are, tot acolo lucrează, la compania asta de construcții. Da. Tu l-ai dat, voi totuși v-ați despărțit până la urmă, da? Da, noi l-am dat la alimente și el a venit și m-a moroșit la cap, scoate-mă de la alimente, că eu asta duc banii și ia căcu. Și tu nu l-ai dat la pensie alimentară? Am dat la pensie alimentară și el, cum spune, îmi plătește așa câte 1.000-2.000 de lei pe lună. Și ce faci cu 1.000-2.000 să-ți la trei copii? Asta el atunci ne-a achitat pentru unul, adică cum spun, judecătorul care el a fost dat, el a lucrat la Bas Construct firma și ne-a achitat suma care trebuie să ne-o dea el. Am achitat foarte puțin, câte primul, 200 de lei. Cu el ai trei copii. Prima este fetiță, al doilea copil este? Fetiță. Și al treilea? Băiat. Ce vârste au? Sofia are 11? Nu. Cristina la noi 11 are, Cristina. Sofia 9 și David 7. Tu te-ai recăsătorit, da? Da. Acum ești cu alt bărbat. Da. Cum ați făcut cunoștință cu al doilea? Am făcut cunoștință cu a doua la serviciu, aici, la regia de transport electric. El lucra pe 26, dar eu pe altă rută. Tu ești taxatoare, da? Da. Și acum ai încă doi copii, în total ai cinci copii. Da. Cum te-ai hotărât la al patrulea copil? Eu când m-am întâlnit cu dânsul, primele zile, noi ne-am mai plimbat, ne-am dus la baza de odihnă. Și... Păi ați hotărât să fiți împreună? Da, noi am hotărât să fim împreună, pentru că eu știi că ați poate, adică acum, să ne întreținem. Tu în el ai încredere? Da. Crezi că este un bărbat care își dorește o familie? Da. Și cu el ai doi copii. Al patrulea copil este băiat, fată? Băiat. Și al cincilea? Tot băiat. Ce vârste au? Vania la noi are 4 și Vlăduț are la noi un anișor. Tu ai vârsta de? 30. Mulți înainte și multă sănătate. Tu la vârsta de 30 de ani ai 5 copii. Da. Cum te descurci cu 5 copii? Foarte bine. Cum? Reușești să faci față? Da, e nevoie de îmbrăcăminte, de haine? Da. De unde iei tu bani? Mă ajută și acela concubină, mă ajută. Adică să cumpărăm haine de la magazine, de la piață. Și cu Island, tot așa. Ieșăm pe afară, tot pe la magazin. Da, dar din ce bani întreții cu copii? Din tra noastră. Tu primești ajutor din partea statului? Am primit. Da, acum? Acum nu. Dar tu ce salariu ai? Scuză-mă cât întreb. Salariu la mine e 5-6 mii. Și cât achiți, cât tu lunar plătești pentru a-ți întreține copiii? De exemplu, mâncare, haine, grădiniță. Pe grădiniță eu achit câte 130 de lei. Adică pe mâncarea la băiat. Pentru scutici, două pachete, ca un scutic costă 100 și ceva de lei. Dar eu am luat două de 200 și 200, așa, 300 de lei. Așa. Mihaela, tu de la vârsta de aproximativ 16 ani până la 30 de ani ai devenit mamă de 5 ori. Da. Mulți vor crede că prea repede și prea devreme ai născut. Ție nu-ți pare că prea repede? Ce ai înțeles tu din viața ta? Mă rog, copiii este o binecuvântare de la Dumnezeu, dar tu ce ai înțeles din viața ta până acum?
Am înțeles că trebuie să-i țin, să-i cresc, să mă mângă de dânșă, să-i învăț. Dar ce viitor tu poți să le dai la copiii tăi? Viitor, că ia că la mine... Tu ai posibilitate să-i dai la o școală, la universitate, da, la un liceu, da, să învețe? Da. Fata cea mai mare vrea să ducă să învețe frizier. Dar tu, voi acum aveți apartamentul vostru? Da, aici cu două camere. Tu la cu cine trăiești? Cu tata. Cu tatăl tău. Soțul, da. Uh-huh. Și copiii. Da. Eu știu că tu ai mai avut o sarcină, da? Da. Ce s-a întâmplat atunci? Sarcina asta care la mine a fost în 2018-2019, noi ne-am pornit la Nănaș la Eloveni. Uh-huh. Ne-am suit în 36, transportul că știți cum, cu cărciorul nu prea spate de urcat rutieră, uh-huh, că e multă lume și... Și ați decis cu troleibuzul să mergeți? Decis cu transport public. Aha, cu autobuzul? Da. Uh-huh. Da. Și cum am pornit eu, eram pe scaun, între astea patru scaune. Uh-huh. Era unul din urmă și patru în față, uh-huh, din partea de la ușă. Pasagerul, cum spune, a vrut să așeze. Trolebuzul a frânat tare și pasagerul a căzut. Tamam, drept înspre mine. Și... Peste burta ta? Peste mine, da. Și... Ai pierdut sarcină? Am pierdut sarcină. Dar câte luni aveai atunci? 22-23 săptămâni. Aproximativ 5 luni? 5 luni. Și peste cât timp? Ai fost dus atunci la spital sau...? Nu. Noi ne-am dus în două zi după asta, ne-am dus la policlinică, mm-hmm, și am crezut că e tot normal. Am crezut că se mișcă sau ceva. Mm-hmm. Ne-am dus la policlinică 10, la stradă aici, în Vadul Vodă. Mm-hmm. Și am găsit acolo un medic bun care face uziu și i-a făcut uziu și a spus că copilul e decedat deja. De la lovitură? De la lovitură. Eu m-am dus la policlinică, medicul deodată, neodată îndreptare și ne-a trimis la spital, la maternitatea numărul 1. Mihaela, dar cum crezi? Tu ai 5 copii. Tu crezi că ești o mamă ideală? Tu poți să le oferi tot de ce au nevoie copiii tăi? Da. Cum crezi? Ei sunt fericiți? Da. Direcția asistență socială vine la tine, te ajută cumva sau nu? Numai odată când au nevoie, aduc pachete de astea alimentare, igienice, bani pentru că am dat documentele și am cumpărat ca fereastră, tot, uh-huh, haine, încălțăminte. Voi cumva aveți statut de familie social vulnerabilă? Uh-huh. Stați la evidență acolo la direcția asistență socială sau nu? Nu. Dar ești monitorizată de direcție? Adică vine asistent social la tine și monitorizează, te monitorizează? Da. De ce? E din cauza că la mine fata, cum spune, nu-i prea atentă. Uh-huh. E că tare cum că de la școală încă au legătura și cu școala. Și de la școala asta, de la liceu Petru Zadnipru, ei, uh-huh, de acolo vin astea, toate știrile astea lor la dânșă. Că Cristina nu învață, că Cristina spune cobate, că nu știu. Dar asistentul social vine să vadă cum trăiesc copiii, în ce, da, condiții, da, și ce spun ei? Spune că bine, au loc, nu spun că... Dar ți s-a spus vreodată că tu ai putea să rămâi fără copii? Mi-a spus atunci când m-a chemat la ședințele astea. Mhm. E că ta deam o sinie fata la centrul de plansament din cauza că îmi spune că ea spune niște minciuni fata că, adică doar un copil, soțul o bate, că nu știe, că ea că doar un copil să ți-l ia, da? Sau pe toți? Am vrut să iei pe toți, dar noi am spus că... Dar de ce? Care e motivul? Motivul că la noi fata asta mai mare e problematică. Uh-huh. Ea spune că soțul o bate, că nu știu ce, dar soțul nu a pus mâna pe dânsa, așa, nică, e singur să atinge ea, că depinde, o vrut să bată pe astea, pe Vania și pe David, da. Dar cum crezi tu? Tu oferi educația suficientă pentru copiii tăi? Da.
Adică, cum spun, ei cât au fost în vacanță de Paște, au fost la tata lor la țară, la concubin. Și acolo tata lor i-a alintat pe dânsii. Și cum vin acasă, îi deam, fac gălăjie una alta, soțul vine acasă obosit la serviciu și el trebuie să odihnească, dar ei fac tot gălăjie. Mă rog, ca copii. Da. Și cum spune că el a strigat odată la dânsa, a spus liniște să fie că eu vreau să mă odihnesc una alta. Dar ție acum nu ți este frică că ai putea să rămâi fără copii? Cam este. De ce? Nu rămân. Eu înțeleg că ți-e frică, dar de ce? Tu spui că copiii au tot, da? Da. Au ce mânca, au unde dormi, sunt curați, da? Da. Atunci de ce să-ți fie frică? Cine ar avea interesul ca să-ți ții copiii? Tu să rămâi fără copii. Șefa de la direcție care... Da, dar care este scopul ei? Zinaida. Înțeleg? Care este scopul ei? Eu cred că ea până la urmă dorește ca copiii să fie într-un anturaj bun, nu? Da. Ea n-ar avea niciun scop ca să te lase pe tine cu... Da. Fără copii. Dar tu spui că copiii au tot de ce au nevoie. Da. Tu ai la 30 de ani 5 copii. Da. Ți-ai mai dorit copii? Nu, cu soțul am decis că, cum spune, să creștem încă băietul, măcar, că să meargă el singur el în picioare. Și pe urmă deja decidem că, cum spune, că noi... Dar tu îți dorești? Cam spune că da. Că cam de lucru nu prea este. Păi de asta n-are cine întrebat. Să-mi ducă băietul la grădiniță și de asta și eu vreau să continui să stau acasă încă 3 ani. Concediu de maternitate? Da, pentru că n-are cine să ducă. Mihaela, cum am mai zis-o mai sus, copiii sunt o binecuvântare. Dar pentru a avea un copil trebuie să ai și niște resurse financiare ca să investești în copil. Tu ești conștientă de asta? Da. Dar cum tu te-ai hotărât la vârsta asta să faci, să ai atâția copii? Nu ți este frică? Nu. Ce înseamnă pentru tine copiii tăi? Copii ca și... Este o bogăție pentru bogății tine? Bogății pentru mine, da. Crezi că ai putea să le dai ceea ce nu ai avut tu în copilăria ta? Da. Dar nu ți-e frică cu titoaie fete? Da. Ar putea și ele să repete calea ta cu tu ai rămas însărcinat la vârsta de 15 ani, la 16 ani născut. Nu ți este frică cu tine și fetele tale ar putea să facă asta? Nu. Cristina la noi odată ne-a spus așa, mama, eu nu vreau să am copii, dar să am la vârsta 22-25 de ani. Dar tu încerci să vorbești cu fetele tale, cu copiii, da. Când poți să vadă cu un băiat, când poate să comunici cu un băiat, tu încerci să discuți cu ele? Da. I-am spus. Tu ce îți dorești acum cel mai mult? Eu acum mai mult îmi doresc să fie pace și liniște, să nu am deranjuri între direcția socială. Și copiii să rămână la tine. Și copiii să rămână la mine, da. Dacă copiii să stea la tine, trebuie să depui efort, să aibă tot ce trebuie. Ce trebuie, exact. Mie nu-mi rămâne decât să doresc mult sănătate și eu mă bucur că ai avut curajul să vorbești despre viața ta și sănătate, putere ca să poți să-ți crești cei 5 copii. Mulțumesc.